Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Enigmele Lumii, vorbim despre nucleul Pământului, care se schimbă. Un studiu arată că un fenomen puțin cunoscut creează un nou strat misterios. Înainte de a vedea despre ce este vorba, haideți să aflăm ce este de fapt nucleul Pământului. De pe suprafața Pământului vedem doar aproximativ 0,5% din planetă. Adânc sub crusta terestră se află mantaua de rocă fierbinte, apoi nucleul exterior lichefiat, iar înăuntrul lui se află unul dintre cele mai mari mistere ale planetei noastre, nucleul solid de fier din centru. Nucleul Pământului este partea centrală cea mai profundă a Pământului, care este situată sub manta și, probabil, constă din fier și nichel solid, cu un amestec de alte elemente siderofile. Nucleul începe de la 5150 de kilometri de la scoarța terestră și are o grosime de 1300 de kilometri. Nucleul terestru are 31,5% din masa totală a Pământului și numai 16,2% din volumul acestuia. Nucleul având densitatea medie de 10 grame pe centimetru cub, pe când densitatea medie a globului este de numai 5,5 grame pe centimetru cub. Stratul superior al nucleului Pământului este numit zona nucleu-manta, sau era numit discontinuitatea Wickert-Gutenberg, sau, din cauza discontinuității sale, numit stratul D, cu o grosime de 200 până la 300 de kilometri, fiind cercetat prin metoda seismologiei. Stratul nucleului intern este situat cel mai central în interiorul Pământului, întinzându-se în adâncime între 5100 și 6371 de kilometri. Nucleul Pământului este constituit dintr-un amestec solid de fier și nichel. Presiunea din acest strat atinge milioane de bari și temperaturi între 4.000 și 5.000 de grade Celsius, temperaturi asemănătoare celor din petele solare. Unele ipoteze presupun că asemănător Soarelui și în centrul Pământului ar exista hidrogen comprimat sub formă solidă, având o structură metalică, ce ar putea proveni ca materie primă din Soare. Stratul nucleului extern este situat între adâncimile de 2900 și 5100 de kilometri și se află într-o stare de agregare fluidă constituit dintr-o topitură de fier și nichel, care probabil conține urme de sulf și oxigen, aici fiind temperaturii de circa 2900 de grade Celsius. Această topitură metalică fiind un bun conductor electric, sub acțiunea de rotație a Pământului, ar fi răspunzătoare de magnetismul terestru. Conform studiilor, nucleul interior al Pământului are un miez cu un diametru estimat la jumătate din cel total, aproximativ 1200 de kilometri. Nucleul interior al Pământului, așa cum spuneam, este porțiunea interioară a planetei. Este în principal o sferă solidă cu o rază de aproximativ 1220 de kilometri, adică aproximativ 70% din raza Lunii. El este compus dintr-un aliaj fier-nichel și unele elemente ușoare, iar temperatura la suprafața nucleului interior este de aproximativ 5430 de grade Celsius, temperatura aproximativă de la suprafața Soarelui. Prima care a descoperit că Pământul are un miez solid distinct de nucleul exterior topit a fost seismologa daneză Inge Lehmann, care a dedus prezența sa în 1936 prin studierea seismogramelor de la cutremurele din Noua Zeelandă. Aceasta a observat că undele seismice sunt reflectate de limita miezului interior și pot fi detectate de seismografele sensibile de pe suprafața Pământului. Această limită este cunoscută ca discontinuitatea Bullen sau uneori ca discontinuitatea Lehmann. Câțiva ani mai târziu, în 1940, s-a emis ipoteza că acest miez interior este compus din fier în stare solidă. Rigiditatea lui a fost confirmată în 1971. S-a determinat că nucleul exterior ar fi topit, prin observații care arată că undele compresionale trec prin el, dar undele elastice de forfecare nu, sau fac acest lucru doar foarte slab.
soliditatea nucleului interior a fost dificil de stabilit, deoarece undele elastice de forfecare, care sunt de așteptat să treacă printr-o masă solidă, sunt foarte slabe și dificil de depistat de seismografele de pe suprafața Pământului, din moment ce devin atenuate în calea lor, de la nucleul interior până la suprafață, prin trecerea lor prin miezul exterior lichid. Cercetătorii au stabilit că măsurătorile modurilor normale de vibrație ale Pământului cauzate de cutremurele mari susțin ipoteza unui miez exterior lichid. S-a susținut recent că s-a detectat trecerea undelor de forfecare prin miezul interior, iar aceste afirmații au fost inițial controversate, dar acum sunt acceptate. Pornind de la prevalența relativă a diferitelor elemente chimice în sistemul solar, de la teoria formării planetelor și de la constrângerile impuse sau implicate de chimia restului volumului Pământului, se presupune că nucleul interior este format în principal dintr-un aliaj fier-nichel. S-a descoperit că fierul pur este mai dens decât nucleul interior cu aproximativ 3%. Ceea ce implică prezența unor elemente ușoare în nucleu, de exemplu siliciu, oxigen și sulf, în afară de posibila prezența nichelului. Mai mult, dacă planeta primordială și în mare parte fluidă, încă în formare, conținea o cantitate semnificativă de elemente mai dense decât fierul și nichelul, și anume metale prețioase albe și altele, cu excepția argintului, în special elemente siderofile, atunci acestea ar fi trebuit să fie diferențiate către centrul nucleului în sfere concentrice. Cele mai dense și stabile, adică platină, iridiu, osmiu, în ordinea densității dintre acestea, formează sferoidele cele mai interioare. Elementele instabile cu densități trans-fier-nichel ar fi evoluat în cea mai mare parte în fier-nichel-plumb în momentul când Pământul a format un nucleu distinct. Apoi rezultă, în mod necesar, că toate sau aproape toate elementele mai dense care au fost extrase la suprafață sau aproape de suprafață s-au format mai târziu ca parte a impactului astronomic. Temperatura nucleului interior poate fi estimată prin luarea în considerare a constrângerilor atât teoretice cât și experimentale, referitoare la temperatura de topire a fierului impur la presiunea fierului de la limita nucleului interior, aproximativ 330 de pascali. Aceste considerații sugerează că temperatura sa este de aproximativ 5430 de grade Celsius. Presiunea nucleului interior al Pământului este ușor mai mare decât presiunea de la limita nucleelor exterior și interior. Ea variază de la aproximativ 330 la 360 gigapascali, de la 3,3 la 3,6 milioane de atmosfere. Fierul poate fi solid la astfel de temperaturi ridicate, doar pentru că temperatura sa de topire crește dramatic la presiuni similare cu cea din nucleul interior. Ținând cont de ratele de răcire a nucleului, se estimează că nucleul solid interior actual a început să se solidifice acum aproximativ 0,5 până la 2 miliarde de ani, dintr-un nucleu complet topit, care s-a format doar după formarea planetelor. Dacă această teorie este adevărată, ar însemna că nucleul solid al Pământului nu este o componentă primordială care a fost prezentă în timpul formării planetei, ci o componentă mai tânără decât Pământul. Terra are aproximativ 4,5 miliarde de ani. Mai mult, ultimele studii arată că nucleul Pământului se schimbă. Este un fenomen puțin cunoscut care creează un nou strat misterios. Apa de la suprafața Pământului poate ajunge până în adâncul planetei, iar noi cercetări explică modul în care aceasta modifică regiunea exterioară a nucleului sub formă de topitură metalică. Această descoperire ar putea explica prezența unui strat subțire din interiorul planetei, care i-a nedumerit pe geologi de zeci de ani. Scoarța terestră este compusă din plăci tectonice care se macină și alunecă unele sub altele de-a lungul a miliarde de ani. Aceste zone de subducție au transportat apa către mantaua inferioară.
Când aceasta ajunge la limita Nucleu-Manta, la aproximativ 2900 de kilometri sub scoarța terestră, declanșează o reacție chimică puternică. O echipă de cercetători din Coreea de Sud, Statele Unite și Germania a arătat că acest fenomen creează un strat bogat în hidrogen la periferia nucleului extern și trimite siliciu către mantaua inferioară. Ani de zile s-a crezut că schimbul de elemente chimice între nucleul Pământului și manta nu este substanțial. Cu toate acestea, experimentele recente de înaltă presiune dezvăluie un scenariu diferit. Am descoperit că atunci când apa ajunge la limita nucleu-manta, ea reacționează cu siliciul din nucleul exterior formând silice, afirmă cercetătorul Dan Shim de la Universitatea de Stat din Arizona. Amestecul de fier și nichel al nucleului exterior are un rol important în generarea câmpului magnetic al Pământului, cel care protejează, în esență, viața de pe planetă de vânturile solare și de radiațiile cosmice. Prin urmare, este important să înțelegem cum funcționează interiorul Pământului și cum a evoluat de-a lungul timpului. Limita nucleu exterior, manta, din interiorul Pământului se schimbă destul de brusc de la silicat la metal și nu se cunosc prea multe despre schimburile chimice. Cu zeci de ani în urmă, cercetătorii care înregistrau undele seismice prin interiorul Pământului au detectat un strat subțire având câteva sute de kilometri grosime, dar până acum nimeni nu știa de unde provine acest strat prim. Sugerăm că un schimb chimic între nucleu și manta de-a lungul a miliarde de ani ar fi contribuit la formarea acestui strat, susțin cercetătorii. Seismologii au cartografiat câteva caracteristici neobișnuite care sugerează că acest strat metalic lichid este mai puțin dens și implicit vitezele seismice sunt mai mici. Se crede că aceste diferențe de densitate implică diferite concentrații de elemente ușoare, cum ar fi hidrogenul sau siliciul. O creștere a concentrației unui singur element chimic ușor ar face ca viteza să crească în timp ce densitatea scade, ceea ce face dificilă reconcilierea observațiilor seismice cu stabilitatea dinamică a stratului E'. Creșterea concentrației unui element chimic ușor simultan cu scăderea concentrației altuia a fost prezentată ca o posibilă explicație. Cu toate acestea, oamenii de știință nu cunoșteau un astfel de proces chimic de schimb. Cercetătorii au folosit celule diamant nicovală încălzite cu laser pentru a imita condițiile de presiune și temperatură de la limita nucleu-manta. Ei au arătat că prin subducție, apa ajunsă în nucleul Pământului ar putea reacționa chimic cu elementele chimice de acolo, formând o peliculă bogată în hidrogen la periferia nucleului exterior și dispersând cristalele de silice care se ridică și intră în manta. Stratul bogat în hidrogen și sărac în siliciu, care se formează în partea superioară a nucleului, ar avea o densitate mai mică și o viteză de propagare a undelor seismice mai mică, ceea ce se potrivește cu observațiile undelor seismice. Cercetătorii sugerează un impact semnificativ asupra ciclului apei în adâncime, rezultatele lor indicând un ciclu global al apei mai complex decât s-a crezut. Această descoperire, împreună cu observația noastră anterioară a diamantelor care se formează din apa care reacționează cu carbonul din fierul lichid sub presiune extremă, indică o interacțiune mult mai dinamică nucleu-manta, sugerând un schimb substanțial de elemente chimice, afirmă Shim. Studiul a fost publicat în revista Nature Geoscience. Dragi prieteni, atât pe acest subiect. Vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!